Atmosferă plină de viață astăzi la Clubul Pensionarilor. Membrii clubului au avut parte de o zi de toamnă românească în care au fost răsfățați cu o varietate de produse tradiționale, cum ar fi zacusca, fasolea bătută, cozonacul, dar și deliciosul must. Noi, pensionarii care suntem cu mai multe probleme aici, ne putem întâlni, ne putem desfășura, ne putem cunoaște. Aici putem face multe împreună, chiar dacă suntem în vârstă. Avem și noi niște facilități, adică vrem să facem și noi câte ceva cât mai putem. Această frumoasă zi de toamnă târzie s-a organizat la acest club minunat al pensionarilor, Ziua Recoltei, și suntem fericiți și totodată încântați că nu suntem lăsați deoparte sau uitați. Și ne-am bucurat foarte mult de prilejul întâlnirii cu ocazia acestei manifestări frumoase. Legăm legături sufletești între noi ca pensionari, ca bunici, ceea ce suntem deja. Și este foarte binevenită o astfel de întrunire a noastră. Aici, la Clubul Pensionarilor, suntem o comuniune. O familie, mai bine zis, împreună cu personalul pe care îl administrează, sigur că da, la nivel de administrație locală și mai departe, dar ziua de astăzi este foarte importantă, pentru că, de fapt, cam pe fiecare an, trebuie să vedem și roadele care s-au strâns, sigur că da, de pe lilia noastră de pe pământ. Este ceva frumos, sigur că da, și sper ca să mențină acest obicei de a prezenta, sigur că da, prin maniera lucrurilor, ceea ce vedem aici, toate fructele și toate bunătățile pe care ni le dă acest pământ frumos românesc. După ce au gustat din preparatele tradiționale, pensionarii s-au prins de mâini în ringul de dans, distrându-se de minune în pași de horă și de sârbă. Clubul Pensionarilor, gestionat de Direcția de Asistență Socială Slatina, are sute de membri. Aproximativ 40 dintre aceștia îi trec pragul zilnic pentru socializare și diferite servicii sociale.